Vezi cum iese aburul din ele. Ia uitați cu acăzele. Așa. Sunt delicioase. Și moi, moi, moi. Cu coacăze în interior. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi facem brioșe. Brioșe cu ciocolată. Fără semințe pâine. De susan 10 grame. Semințe de mac 10 grame. Semințe de in 10 grame. Semințe de chia 10 grame. Am 25 de grame de unt. 60 de grame de ciocolată. Aici am un praf de sare. 15 grame de zahăr brun sau zahăr normal, sau puteți spune și miere, după gust, o lingură, două de miere. Și un ou. Îmi pune în interior fructe de pădure. Eu astăzi am coacăze, dar puteți spune și mure și tot ce doriți. Îmi ies 5 brioșe, vedeți? Așa vor ieși. Cam această mărime. Și le fac în această formă de silicon. Am uns-o cu puțin ulei. Și să începem. Așa, voi pune semințele aici pe toate și le voi măcina. Una. Le punem pe toate. Așa. Aici vom măcina semințele. Aici avem ciocolata și o să adăugăm untul peste ciocolată și o să-l topim pe baie de abur, untul cu ciocolata. Și o să punem pe foc cât facem semințele să se topească. Așa. Aici am o uliță cu apă și punem deasupra și punem pe foc și lăsăm să se topească. Aici vom măcina semințele noastre. Așa, aici am măcinat semințele. Se face foarte repede și este fără făină, doar cu semințe. Așa. Într-un vas vom pune gălbenușul și într-un vas vom pune albușul, o să separăm oul. Albușul îl batem spumă-spumă. Aici vom bate albușul cu praful de sare. O să pun puțină sare. Așa. Și dau deoparte. Aici vom amesteca gălbenușul cu zahărul nostru. Aici vom pune și semințele peste. Bună ziua, Vasi! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Am intrat din nou în direct. Astăzi facem brioșe fără făină, cu ciocolată și cu semințe. În loc de semințe puteți pune și alune și nuci. Și alune de pădure și fistic, tot ce doriți. Așa. Aici avem gălbenușul cu zahărul și cu semințele noastre măcinate. Apoi vom adăuga ciocolata cu untul, ciocolată topită cu untul. Așa. Și o să batem albușul spumă, albușul cu sarea. Așa. Aici avem albușul. L-am închis. Și să amestecăm, să vedem. Deci avem untul cu ciocolată. Să se topească. Așa, acum voi deschide cuptorul
Lăsăm puțin să se răcească. Vom bate albușul cu sarea. Mai întâi deschidem cuptorul. Eu l-am deschis la 180 de grade, încălzit și sus și jos. Și acum să batem albușul cu sarea. Așa. Am bătut albușul, să vedem dacă stă. Nu cade. Așa. Și acum, ciocolata noastră o să o punem peste semințe, peste semințele noastre măcinate, cu gălbenușul, cu zahărul și cu untul. Și acum vă punem ciocolata toată, așa, peste și amestecăm bine. S-a mai răcit. Amestecăm așa bine totul. Punem toată ciocolata. O luăm așa de pe vasul nostru. Totul. Și după ce am amestecat bine, adăugăm treptat albușul nostru bătut. Cuptorul este deschis, l-am deschis să se încălzească. Doriți mai multe, dublați cantitățile. Așa. Și acum adăugăm din albușul nostru. Luăm așa câte puțin și adăugăm așa aici. Adăugăm puțin câte puțin. Așa, mai adăugăm puțin. Apoi punem în forme. Eu pun în această formă de silicon, că sunt micuțe. Și am uns-o mai întâi cu puțin ulei. Puțin, puțin. Așa. Și acum punem totul aici. Amestecăm. Vedeți cum a ieșit? Așa. Este spumoasă. Așa, și acum am această formă unsă și voi pune. Voi reși 5 brioșe și voi pune, eu am aici coacăzi, puteți pune orice fel de fructe doriți în interior.
Și am să pun așa, am să mă ajut așa cu o linguriță și am să pun. Așa, să pun așa aici. Am să bat puțin formă ca să se așeze. Așa. Și acum punem câteva fructe în interior. Tot la fel o să batem forma noastră să se așeze bine. Ce să le-am făcut mai pline. Așa. Vedeți cum se așează? Și ce mai rămas, am să mai pun încă o formă. Să punem în cea de stea. Așa, și punem câteva fructe. Și acum umplem. Îmi ies 5 brioșe. Așa. Și dăm la cuptor circa 15 minute. Dăm deoparte. Și acum batem bine ca să intre peste tot. Așa. Și dăm la cuptor. Circa 15 minute. Așa, eu am pus într-o tavă. Ne uităm la ceas. Este fără 5 aproape. Ups. Se întoarce, e fierbinte, fierbinte. Uitați. Vedeți? Acum să le întoarcem, să vedem dacă reușesc să întorc. Să întorc așa. Că sunt fierbinți, fierbinți. Ah,
Hai fierbinte. Ia să o prind așa cu... Așa, ia uitați-le. Ia uitați ce frumusețe. Ce bunătate. Sunt fierbinți, fierbinți. Ia să tai una să vedeți cum arată. Vedeți cum iese aburul din ele. Ia uitați cu acăzele. Așa. Sunt delicioase. Și moi, 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 cu acăze în interior. Să le încercați. Aceasta este rețeta de astăzi, de brioșe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost astăzi alături. Și ne vedem. Ne vedem mâine sau poi mâine. Ne vedem să facem săpunul cu aloe. Vreau să-l fac în direct. Eu am mai făcut foarte multe săpunele cu voi în direct. Și o să mai facem. Așa, și zilele acestea o să facem și săpunelul. Aceasta este rețeta de astăzi. Vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Pupici, o zi frumoasă în continuare, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc!